de mașină, două victime, una fără semne de vitare, fără puls, respirație și conștiință, iar una are o plagă la nivelul gambei, zgârieturi la cap și hemoragie la cot. 10 echipaje din tot județul au încercat să convingă că pot acorda primul ajutor în orice situație ca niște profesioniști. Aceștia au avut la dispoziție 2 minute pentru resuscitarea celor două victime. Sanitarii priceput concursul nostru pentru faza licee. Participă 10 echipaje din întreg județul. 2 sunt de la Negrești, 2 sunt de la Careș, restul sunt din Satu Mare. Anul acesta aici se oprește cu pasăți marului pentru licee. Anul viitor vor merge la națională. Un punct important este să fii liniștit și întotdeauna să gândești cazul. Ne-am asigurat că suntem în siguranță, am venit la victime, am văzut că una dintre ele era inconștientă, după care ei s-au aplicat compresia toracică și insuflațiile și la cealaltă victimă avea plagă la nivelul gambei și rând la nivelul capului și a cotului. I-am pus bandaj compresiv, i-am asigurat suport psihologic, confort termic, am vorbit cu victimele și am așteptat să vină ambulanța. Din păcate, pentru mine 2 minute este prea puțin. Elevii au fost observați de o comisie de evaluare a cărui președinte a fost medicul școlar Olimpia Pava. Trebuie să fiu atentă la prestația pe care o au copiii în acest concurs. Avem o situație cu 2 victime în care una prezintă un stop cardiorespirator, iar cealaltă are o plagă cu hemoragie arterială. Deci sunt 2 situații în care dacă nu știm să acordăm primul ajutor așa cum trebuie, victima se poate pierde. Eu consider că este un subiect foarte bun, mai ales pentru elevii de la liceu, pentru că ei au și informații, mai multe au și experiență, mai multe și sunt capabili să rezolve o astfel de situație. Sanitarii pricepuți este singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor care se desfășoară în școlile din România. Competiția micilor sanitari are o tradiție de 47 de ani.